Salut și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi o să fac tuș orhidelor mele. De obicei nu fac asta, de obicei le șterg cu frunzele de praf, însă acest lucru este foarte micălos, iar pentru că sunt cu curățenia de Paște, spălat geamuri, perdele, orice în perioada asta, am vrut să spăl și orhidele de praf. Și mi s-a părut mie că cu tușul este mult mai ușor, mult mai rapid, însă trebuie avut grijă ca după aceea să uscăm foarte bine apa care rămâne la îmbinarea frunzelor. Folosesc dușul obișnuit, apa nu trebuie să fie nici rece, dar nici cald, adică dacă este un pic cald, nu este nicio problemă, dar să nu fie fierbinte, deci nici rece, nici fierbinte. Și o să pornesc apa. Opa, așa. Și le spăl absolut peste tot. Bine, ar fi să nu o dăm totuși florile sau bobocii, dar dacă s-au dat un pic, acum asta e. Mare atenție dacă orhidele au mai fost udate și sunt udate iarăși, există riscul să putrezească rădăcinile. Așa că la mine a fost numai bine pentru că nu am udat orhidele. Am profitat de această ocazie să le șterg și de praf, mai bine să le spăl de praf și să le și ud. De obicei, vara fac duș la orhidee, pentru că vara este foarte cald și merge așa un mic duș. Nu insist foarte mult, doar un pic așa pe frunze, să spele bine praful. Cam așa. Le las puțin la scurs și apoi o să le pun pe masă și o să vedeți imediat cum procedez mai departe. Am aruncat apa din mască și acum înclin orhideea stânga-dreapta ca să scurgă apa care a rămas în îmbinarea frunzelor. Bineînțeles că nu se va scurge toată apa, dar oricum se va scurge ceva. Și cel mai important lucru este, bineînțeles, uscarea apei. Mă folosesc de un ventilator. Și o să țin orhidele aici, în fața ventilatorului, cam cât este nevoie, pentru că vreau să fiu sigură că toată apa de îmbinare a frunzelor s-a uscat foarte, foarte, foarte bine. Încerc să le dau mai aproape, să avem mai mult loc. După cum vedeți, ventilatorul nu este puternic și nu trebuie să fie puternic pentru că nu vrem să ne ia orhidele pe sus. Este la treapta întâi, dacă nu mă știu, da. Pe viteza cea mai mică. O să le mai rotesc în funcție de cum se usucă. Și cam așa procedez eu când fac duș orhidelor. Vă mulțumesc conservării pe curând!